O proaspătă absolventă de facultate este noul expert în cadrul cabinetului președintelui ANRE, Dumitru Chiriță. Cum a ajuns acolo și ce experiență o recomandă, rămâne însă un mister, deoarece, conform G4 Media, nici ea și nici președintele ANRE nu au dorit să comenteze această situație. Clar este un singur lucru, pentru eforturile sale, tânăra primește un salariu de peste 3.000 de euro lunar. Tânăra se numește Alexandra Dinulescu și a terminat facultatea de drept în anul 2021. Chiar dacă domeniul juridic nu are nicio legătură cu cel energetic, ea a reușit să-l convingă pe președintele ANRE, Dumitru Chiriță, că este potrivită pentru postul de expert în cadrul cabinetului său. Cât despre experiența relevantă funcției pe care o ocupă în mediul public, nu există nicio dovadă care să ateste acest lucru. Alexandra Dinulescu nu are niciun CV public, iar pe site-ul ANRE nu apar declarațiile sale de avere și de interese. Tot ceea ce a mai ieșit la iveală despre ea este faptul că în prezent este încă studentă, de data aceasta la un program de masterat, și că venitul său lunar ar fi de 3.000 de lei. În schimb, conform G4 Media, tânăra ar fi apărut în mediul online de-a lungul timpului în diferite ipostaze provocatoare. Imaginile cu pricina nu mai sunt însă disponibile pe rețelele de socializare, deoarece, la scurt timp după ce informațiile despre noul său loc de muncă au devenit publice, Alexandra Dinulescu și-a șters conturile.